30 de ani, elevii din satul Sămănan, care unul orhei, erau nevoiți să învețe în două schimburi din cauza capacității mici a școlii. Lucrurile s-au schimbat însă după ce a fost construit din temelie un bloc nou de studii la inițiativa echipei Partidului Șor. Acum elevii claselor primare, dar și profesorii, se bucură de condiții mult mai bune. Insuficiența spațiului în gimnaziul rus din Sămănanca a dat mari bătăi de cap copiilor, dar și profesorilor. După ani întregi de lecții în schimbul 2, în sfârșit, problema a fost rezolvată. Sinceră să fiu, acest lucru l-am așteptat 60 de ani. Școala noastră, unica din întregul raion sau chiar din toată Moldova, activa în două schimburi. Copiii care învățau după masă acum învață de dimineață. Este foarte comod pentru copii, dar și pentru profesori. Este un anturaj modern, binevenit, cu ferestre mari, largi. Și părinții sunt mulțumiți de noile condiții de care se bucură copiii lor, dar și de faptul că vor fi mai în siguranță. Țara erau obosiți, nu prea, adică... Acum? Acum, până la amiază, vin energetic... Suntem foarte bucuroși că ai noștri copii vor învăța în primul schimb, pentru că atunci când ei sunt mici, noi ca părinți ne facem griji cum vor ajunge seara târziu acasă. Blocul nou de studii pentru clasele primare, dotat cu tot necesarul, a fost construit în aproape 4 luni. Consiliul Raional Orhei a alocat 1,85 de milioane de lei. Alte 270 de mii de lei au fost oferite pentru amenajarea teritoriului și sistemului de canalizare. Ulterior, 150 de mii de lei au fost acordate pentru modernizarea sistemului de încălzire. O investiție importantă pentru viitorul satului Sămănanca și... Noi suntem foarte bucuroși că am reușit să implementăm acest proiect și, așa cum a spus și doamna deputat Tauber și cred că de multe ori Alexandru, este doar un început frumos. De când a fost realizat acest proiect, copiii se întorc acasă la amiază, de aceea deja le este mai ușor și profesorilor, elevilor, dar și părinților. Suntem foarte bucuroși. Potrivit deputaților Partidului Șor, proiectul este încă o dovadă a faptului că formațiunea continuă să investească în creșterea și educația copiilor. Raionul Orhei va deveni un model și un exemplu pentru întreaga țară în ceea ce privește atitudinea autorităților față de cea mai importantă sferă a vieții noastre. O atenție specială acordăm școlilor din localitățile rurale, deoarece înțelegem foarte bine că dacă în sat va exista o grădiniță și o școală modernă, înseamnă că acolo va fi viață. Investim în tânăra generație tot ce e mai bun. Promitem că și în continuare așa va fi. Sperăm că simțiți susținerea noastră, să ne dea Dumnezeu sănătate, iar dumneavoastră la mulți ani și într-un ceas bun. Vam la mulți ani în dobrui ceas. La gimnaziul rus Fiodor Ostapciuc din satul Sămănanca învață aproximativ 100 de elevi, iar blocul nou de studii este frecventat de 46 de copii.